Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Sunt tare bucuros că am în sfârșit ocazia să testez viteze 5G. Într-o țară unde au deja 5G pe bune, suntem în China, în Shenzhen și avem marea bucurie că am găsit pe cineva cu un Huawei Mate X dispus să ni-l împrumute pentru câteva minute. Și deja revăd o prezență familiară, acest ecran care vine de jur împrejur și ăsta are o folie, dar din câte am auzit eu, am mai avea voie că să dăm folia jos. La asta se spune că folia asta ai avea voie să o dai jos. O dăm? Nu o dăm? Pentru că folia asta este destul de moale și ia unele zgârieturi. Omul, persoana care ni l-a împrumutat, l-a avut în buzunar cu niște chestii și folia s-a mai zgâriat. Însă ecranul arată în continuare genial. Uite și tu. 8 inci în diagonală. Sau 6,8 așa închis. Și în continuare mi se pare incredibil acest telefon. Este absolut superb. Absolut superb. 11 mm închis, 5 mm și jumătate aici și când te gândești că are baterie în ambele părți, 4500 de mAh baterie, într-un astfel de telefon este, pare puțin, dar are super fast charging-ul ăla de 55W. Nu vreau să intru acum foarte tare în toate specificațiile, însă de fiecare dată când pun mâna pe un Mate X, sunt la a doua chestie cu el, sunt absolut impresionat. Utilizatorul îl are încărcat de azi dimineață și are 48% baterie la 1.20 și este un power user. Bateria nu ține rău. Însă pe mine mă interesează cel mai tare ce scrie aici. Suntem în China și avem un dual SIM capabil de 5G. A? Bun așa? Se vede? 5G și 4G. Deci avem 5G pe SIM-ul principal, cu HD voice, toate nebuniile și evident că cel mai banal lucru pe care îl putem face este să testăm cât de 5G este acest 5G și o să facem un speed test. Momentul adevărului. Hai, se conectează cu serverul și începe. 10 milisecunde cu un jitter de 2 și uite știu cum pleacă viteza aia. Este ireal. Când vezi că sare de 600, îți dai seama că singura limitare mai este stocarea internă. Este singura limitare. Telefonul acesta, în momentul ăsta, nu mai este limitat decât de propria stocare. Hai să vedem și upload-ul. Deci a optimizat foarte bine download-ul, dar ori nu suntem noi în zona cu cel mai bun semnal. Uite, vezi? Upload-ul destul de mic. Iar aici 5G-ul este disponibil comercial. Deci cam astea sunt vitezele din viața reală pe care ar trebui să le aștepți atunci când o să ai semnal 5G. 656 de megabiți, aproape de stâlp dacă am avea o antenă de 5G, dar nu știu unde este. Pur și simplu ne-am ieșit undeva în parc ca să testăm asta. Ar trebui să poți sări spre gigabit. Procesorul de la bord este un Kirin 980, cel puțin așa ar fi pe versiunea asta, dar telefonul încă se schimbă. Mate X încă nu este în versiune 100% comercială. Este un produs aproape finit, dar nici acesta nu este gata. Și s-ar putea să vină cu Kirin 990, care este și pe Mate 30 Pro. Adică ăsta. Ce mai împart cele două telefoane pe lângă chipset, cantitatea de memorie RAM 8 GB de RAM, stocarea și 3 dintre camere. Pentru că aici avem wide, ultra wide și telefoto. Și camerele se văd bine, dar de ce trag eu de timp? Hai să vorbim totuși de ce am putea face cu atât de mult 5G. Îi mai dau un test de viteză, că este foarte eye candy chestia asta. Cât timp facem un testul de viteză? Uite, vezi că deja a scăzut. Nu merge întotdeauna, trebuie să prinzi conexiune directă cu antena. Vei coborî în 4G. Și în momentul în care cobori în 4G, deja știi cam la ce artist te aștepți. 5G-ul e important pentru o grămadă de lucruri. Da, vei putea face cu el, evident, vei putea uita la 3 filme deodată sau mai multe. E lățime de bandă mai mult decât suficient. Deci pe 4G deja te poți uita la filme. Dar pentru ce este important cu adevărat 5G-ul, adevărul este că puțină lume știe. E ca atunci când toată lumea spunea, da, dar avem deja 3G, de ce mai vrem 4G? 5G va deschide o mulțime de oportunități. Și am mai vorbit despre mașini autonome, însă eu cred că în cea mai mare parte a timpului
5G este important pentru că va înlocui cu totul nevoia de cabluri. O să ai viteze foarte mari oriunde, chestii instantanee, teleprezență, apeluri instantanee, plăți și inteligența artificială, VR, lucruri de felul ăsta. Însă, ce trebuie să știi în legătură cu 5G-ul? 5G-ul, sunt două tehnologii mari și late, nu o să intru în foarte multe detalii acum, nu este atât de rapid, pentru că are nevoie de mai multe antene decât la 4G sau la 3G, din cauza densității. Cu cât e frecvența mai mare, cu atât ai nevoie de antene mai dese. Și nu pot fi date foarte tare, ca să nu creeze probleme de radiații, pentru că nici măcar nu vor să-și asume vreun risc în legătură cu ele. De aceea, e de așteptat ca pentru a avea 5G să fie nevoie de mai multe antene decât sunt acum și telefonul trebuie să învețe să sară dintr-o antenă în alta. Spre exemplu, acum, deși mi-arată 5G, dacă îi dau un speed test, văd că fuge în 4G. Uite, am avut 600 mai devreme, acum suntem în 65 de megabiți. Și viteza asta mare nu e dependentă doar de cât de aproape este antena, ci și cât de multe disponibilitate este. Operatorii de telefonie trebuie să instaleze mult mai multe fibre optice care să ajungă la stâlpii care oferă semnal 5G. Pentru că de la antenă până la tine trebuie să ai semnal 5G, dar după aceea semnalul acela trebuie să ajungă în rețea și să fie transportat în upstream, cum se spune în industrie, prin conexiuni foarte, foarte mari. Și dacă sunt mai mulți ca tine care vor să facă un speed test în același timp, cu siguranță lățimea de bandă se va împărți la mai mulți. Dar sunt super încântat în legătură cu 5G-ul. Ați văzut deja 600 plus megabits și potențial de gigabit și asta nu face altceva decât să mă incite foarte tare. Abia aștept 5G-ul și îl vreau și la noi. Numai că la noi tot amână. Vorbim mult despre 5G și facem puțin. Dacă ne aud operatorii, am vrea să vedem semnal 5G și abonamente 5G reale, comerciale, disponibile și aș fi primul care să-mi iau un astfel de abonament când va fi disponibil. Cam atât despre Huawei Mate X cu 5G, funcțional, dar deocamdată din testele mele în China. Până data viitoare, nu uita să dai un like dacă ți-am fost de folos și un share, un subscribe și să-ți fie numai bine!